Două autospeciale de la detașamentul de pompieri din Câmpul Lung și un echipaj smurt au intervenit la lichidarea unui incendiu la acoperișul unei case din cartierul Mărcuș, strada Valea Tiții. Proprietarul, care achiziționase casa de curând, a făcut focul la boilerul de apă și a plecat împreună cu fiica sa să-și aducă soția de la serviciu. Între timp, flăcările fiind puternice, au provocat scântei care au aprins lemnăria acoperișului. Focul a fost sezizat de către vecini care au sunat la 112 și totodată au intervenit cu găleți cu apă pentru a stinge incendiul. Din cauza căldurii și a lemnului uscat, pompierii s-au luptat mai bine de jumătate de oră cu focul. A ars jumătate din acoperișul casei. Culmea ironiei, la poarta casei incendiate se afla un hidrant pe care cei care au asfaltat drumul pe această stradă l-au acoperit. Localnicii au fost nevoiți să care apă de la distanțe considerabile. Dacă hidrantul era în funcțiune, pagubele nu mai erau așa de mari. În data de 13.08.2019, orele 18.08, detașamentul de pompieri Câmpul Lung a fost alertat prin apelul la 112 în localitatea Câmpul Lung, cartierul Mărcuș, strada Valea Tiții, un incendiu la acoperișul unei locuințe. A ars aproximativ 96 metri pătrați din acoperișul locuinței, existând posibilitatea extinderii la întreaga locuință și la vecinătăți. Cazul probabil, cauza probabilă, de la un coș de fum burlan ne proteja corespunzător față de materialele combustibile. Vecinii s-au mobilizat și vor ca după sărbătoarea de Sfântă Marie să ajute familia păgubită să-și refacă acoperișul.